Салут, приятель, сент Михай Степанов, кон видео, деспре сайтул кон МД. Deci am primit prima plată de la ei. Pentru aceia ca să primiți bani, trebuie să aveți două condiții îndeplinite. Prima, să fiți verificați. Deci, când intrăm în site-ul coinmd.io, aici, în oficiul principal, putem să vedem care e situația la noi. Deci, am primit bonus sau nu. Deci, bonusul se dă numai în cazul când suntem verificați. Dacă suntem verificați, noi vedem doar pe site-ul unde se vând monedele. Deci, la profil trebuie să intrați și aici click verification, deci trebuie să fie approved cu verde. Doar în cazul acesta primiți bonus, iar după aceea puteți cumpărați pachet și să faceți scoaterea bannerului de pe acest site. Deci tot acest lucru e posibil gratis. Deci când puteți scoate, la voi cei cu verde. Pentru ca să fie verde, cum am spus, trebuie să fie două condiții îndeplinite. Prima, să fiți verificați, a doilea, să aveți pachet cumpărat. Acum, dați într-un portofel. Deci, aici sunt două portofele la bursă, portofelul CoinMD, unde aducem banii prin depozit. Deci, apăsăm depozit, copiem portofelul la bursă a nostru, pe care din site-ul principal intrăm în portofelul unde sunt monedele noastre, coin, să fie hard wallet. Ele sunt aparte, monedele noastre, când le primim de la site, deci în wallet CoinMD. Aici intrăm cu aceeași parolă și e-mail care am indicat la înregistrare. Intrăm și trimitem. Acum, dacă intrăm la mine în Bitcoin, deci uitați-vă, 8 octombrie, azi la noi e 9, deci eu ieri am primit 0.028.085 Bitcoin, deci undeva 189 dolari. Unde acest lucru se vede? La bursă. Deci uitați-vă, Bitcoin, pe data de 5 octombrie am dat la scos, 0.29, vedeți? 0.29, mi-a intrat 0.28, deci 0.01, comisia lor. Nu așa de mult. Deci încă o dată, vedeți, 0.28 Bitcoin. Deci plata a venit în 3 zile, de ce? Căci lunea e zi de plată. Deci la noi azi e marți când fac acest video. Data din nou, ieri mi-au intrat banii. Deci, cu toate că nu trebuia să vând acum, mulți mă băteau la cap, demonstrează că ei plătesc și din cauza dată eu am vândut monete din care am primit 1 milion la un preț care acum nu e convenabil. De ce? Pentru că majoritatea care primesc acum monete, au început foarte multe persoane să primească, le vând din care cauză, mai mulți vând decât cumpără și prețul uleac s-a dus în jos. Cum se vinde, uitați-vă aici, este sell, aici monetele cine le vând, iar aici mai jos, la ce preț se cumpără, deci, uitați-vă, prețul de cumpărare e 0.3, deci dacă vreți repede să vindeți moneta, trebuie să vindeți la așa preț. Dacă vreți un preț mai convenabil, și aveți când aștepta, deci puteți pune un preț mai mare, pe 5 satoshi, 4 satoshi. Cam așa e situația. Deci, ca să fiți la curent cu toate video, vă recomand să vă faceți să înscrieți la canalul meu,
La fel, uitați-vă la alte video care sunt adăugate pe tema CoinMD, cum se face corect verificarea. Deci, problema la mulți care că ei nu fac verificarea și pe urmă vor bani. Deci, nu nimic gratis în lume. Pentru a face verificare, trebuie să trimiteți lor o poză la buletin și altă poză cu buletinul în mână, selfie care se numește. Deci dacă ne uităm la persoanele care sunt invitate de mine, undeva jumate acest lucru nu am făcut. Cum vedem? Deci uitați-vă. Când scrie costum, deci asta nu-i verificat. Care a făcut verificarea, scrie aprove. Deci jumate undeva din oameni sunt neverificat. Deci uitați cât neverificat. Pe urmă, se supără că nu pot scoate bani. Deci nu faci nimic și aveți încă și bani primiți. Deci cam așa ceva se primește. Site-ul plătește doar că trebuie de făcut conform condițiilor care ei le indică nouă. Toate cele bune, numai bine.